Secția medico-legală din orașul Drochia a fost vandalizată și incendiată de persoane necunoscute. Detalii aflați de la Ina Munteanu. Sectorul de drum Pârlița-Dumbrăveni-Vădeni este aproape renovat. O parte din lucrările de reabilitare au fost finisate. O comisie specială a verificat dacă lucrările au fost efectuate conform cerințelor proiectului. 8 karatiști din orașul Cimișlia și-au măsurat puterile cu sportivi din Israel, Rusia, Kazahstan, Polonia, Belorusia și alte țări. Ei au participat la competiția internațională de karate desfășurată recent în Odessa. În după-amiaza zilei de 8 octombrie, la ieșirea din orașul Ungheni, s-a produs un accident rutier cu implicarea a două autoturisme. În urma coleziunii, unul dintre șoferi s-a ales cu mai multe leziuni corporale. Polițiștii investighează cazul. De 6 spre 7 octombrie, biroul medicului legist din orașul Drochia a fost vandalizat și apoi incendiat. Potrivit poliției, infractorii au sustras bunuri materiale și bani în sumă de 16.000 de lei. Până la moment, persoanele nu sunt identificate. În noapte de 6 spre 7 octombrie 2012, persoane necunoscute au pătruns în oficiul secției de expertiză medico-legală a orașului Drochia, de unde au sustras mai multe bunuri și bani în sumă de 16.000 de lei. După săvârșirea acestui crime, infracțiuni, au incendiat biroul de serviciu al medicului legist. Până la moment, persoanele nu sunt identificate, din care cauză Comisariatul de Poliție Drochia intervine cu solicitarea, cu rugăminte către toți cetățenii care dispun de careva informații care pot să ne fie nouă de ajutor pentru a elucida făptașii pe acest caz. Anonimatul îl garantăm. Deci, care poate să ne ajute cu ceva, poate să telefoneze la telefon 902. De la începutul anului curent, în raionul Drochia au avut loc 147 de furturi. Dintre ele, 80 au fost descoperite. Lucrările de reabilitare sectorului de drum Pârlița-Dumbrăveni-Vădeni se apropie de final. Reparația este efectuată de două companii, una din Soroca și cealaltă din Chișinău. Ultima și-a finisat deja lucrările, iar o comisie specială a verificat calitatea executării acestora. Vizual, calitatea lucrărilor este bună, înaltă. Vă așteptăm în rezultatul încercărilor, da, de la laborator, ca să vedem, să fim încrezuți că calitatea drumului este într-adevăr așa cum noi o vedem. Conform proiectului, această porțiune de drum este de categoria a patra, curățimea de 6 metri și lungimea de 1,6 km. Potrivit responsabilului tehnic, lucrările au fost efectuate în conformitate cu cerințele proiectului. Drumul are garanție și poate fi deja exploatat. Toate lucrările care sunt stipulate în documentația de proiect sunt executate calitativ. Aceasta a arătat și probele laboratorii care au fost luate. Drumul respectiv are garanție de 15 ani. Sperăm că el va ține cu mai mult decât 15 ani, pentru că toate materialele au fost conform certificate, sunt corespund normelor în vigoare. Bate la ușă, va fi deschis ca să fie finanțat de deja un sector de drum, ca să fie reparat până în raionul Părești, să fie reparat. Amintim că reabilitarea sectorului de drum Pârlița-Dumbrăveni-Vădeni face parte dintr-un proiect finanțat de Administrația de Stat a Drumurilor și Agenția de Dezvoltare Regională. Costul total al proiectului este de 74 milioane de lei. În acest an au fost reparați 2,5 km din cei 13,4 km. Drumul urmează să fie dat în exploatare în întregime anul viitor. Opt sportivi de la Clubul de Karate Taur din orașul Cimișlia au participat la competiția internațională de karate desfășurată recent în Odessa, Ucraina. Timp de două zile, karatiștii cimișlieni au reușit să obțină 5 medalii de bronz și una de argint. Din 8 participanți avem 6 medalii. Cei
E drept că majoritatea sunt de locul 3, dar cauza cred că e aceea că vara practic nu ne-am antrenat din cauza că sala a fost în reparații. Doar am primit o experiență destul de bună, toate categoriile au fost arhipline, deci mai puțin de 10-15 oameni, asta e minimum, au fost în categorie copii, au făcut câte 3-4 și mai sus lupte. Cu excepția sportivilor din stânga Nistrului, echipa de karatiști din Cimișlia a fost unica din țară care a participat la competiția din Odessa. Karatiștii cimișlieni au concurat cu sportivi din Israel, Rusia, Kazahstan, Polonia, Belorusia și altele. În total, la această competiție au participat peste 700 de sportivi. Am fost la Ucraina la competiție și m-am luptat cu 4 adversari. La kata și la kumite m-am luptat cu 4 adversari. Am luat locul 2. Drauza 4. Am participat la 4 lupte și una am pierdut-o. În categorie au fost 23 de sportivi. A fost foarte greu. Adversarul a fost puternic. Nu am câștigat, dar am luat locul 3. La o luptă am pierdut, dar la o luptă am câștigat. Dacă era să o câștig, era să ocup locul la 1. Participarea la competiția sportivilor cimișlieni a fost asigurată din contul părinților. Aceștia din urmă spun că au avut emoții mari, dar sunt mulțumiți de rezultatele obținute de copiii lor. A doua oară am fost la competiție și a doua oară am câștigat. Cu părere de rău, nu așa bine cum la Tiraspol, dar în orice caz 23 de luptători, ne-am luptat foarte bine. Am luptat 4 lupte, între 5 am pierdut. Da, ne-am luptat foarte, foarte frumos. Practic, copilul a văzut că competiția este un eveniment foarte mare și că acolo sunt mulți adversari pe măsură. Sperăm că vom continua. Rezultatul nu e rău pentru o competiție de acest nivel și având în vedere că noi participăm pentru prima dată la așa turneu. Am avut emoții mari, ca orice părinte. Sportivii cimișlieni au avut parte în Ucraina și de o odihnă pe măsură. Acolo a fost foarte bine, ne-am dus la mare, ne-am odihnit și am primit locul 3 și sunt bucuroasă pentru că am primit locul 3. Și o să-i mulțumesc cu domn Vadim pentru că ne-a antrenat pe noi foarte mult și am primit medalele acestea frumoase. Am luat locul 3. Am odihnit foarte bine, am fost la mare, a fost experiență foarte bună, cred că să mai plec dacă să am ocazia. Deținătorii locurilor premiante au fost menționați cu diplome și medalii. Menționăm că la data de 7 octombrie se sărbătorește Ziua Mondială a Karateului. Accidentul rutier s-a produs duminică în jurul orei 16:30 în apropierea stației de alimentare de lângă intersecția străzilor Decebal și Oleg Ungureanu din orașul Ungheni. După primele cercetări, polițiștii rutieri spun că șoferul care ieșea cu automobilul de pe teritoriul benzinăriei nu ar fi cedat trecerea unității de transport care se deplasa regulamentar pe șosea. Unitatea de transport de model Opel Astra cu numele de matriculare Fălești AI266, deci, ieșind de pe teritoriul adiacent drumului de la stația de alimentare, nu a cedat trecerea unității de transport de model Opel Vectra cu numerele de matriculare Ungheni AS-269, urma căreia s-a săvârșit un accident rutier. În urma impactului, șoferul unuia dintre autoturisme s-a ales cu traumatism craniocerebral. Pe cazul dat a fost deschisă o anchetă pentru a fi stabilite împrejurările în care s-a produs accidentul. Conducătorul auto de la unitatea de transport de model Opel Vectra, deci a primit leziuni corporale în urma accidentului rutier. Practic, amândouă unități de transport au fost deteriorate considerabil. Respectiv, pe cazul dat s-au întocmit toate materialele corespunzătoare. Avem careva suspecții la persoana care a condus unitatea de transport Opel Vectra, deci în urma anchetei se va atrage persoanele la răspundere contravențională. În raionul Ungheni, de la începutul anului și până în prezent, s-au înregistrat 22 accidente rutiere. În urma acestora, 23 de persoane au decedat, iar alte 60 au fost traumatizate. În noaptea
de 15-6 octombrie curent, pe teritoriul fostei uzine de cărămidă din orașul Drochia, a fost depistat cadavrul unui bărbat în vârstă de 43 de ani, originar din satul Șuri. Acesta avea semne de moarte violentă. În noapte de 15-6 octombrie 2012, în unitatea de gardă controlată de poliția Drochia, a parvenit comunicarea telefonică cu privire la deces cu semne de moarte violentă. În urma deplasării la fața locului a grupului operative, pe teritoriul fost de uzină de cărămizi din orașul Drochia, a fost depistat cadavrul unui cetățean, unui bărbat în vârstă de 43 de ani, cu semne de moarte violentă. În urma măsurilor întreprinse de colaboratori de poliție, s-a stabilit faptul că, în urma unui conflict verbal, de către concubina în vârstă de 37 de ani, fiind în stare de ebrietate, a fost omorât prin înjunghiere cu un cuțit, bărbatul în vârstă de 43 de ani. Potrivit poliției, la moment femeia este cercetată în stare de arest. La moment, cazul dat, este pornită cauză penală pentru omor intenționat, se stabilesc toate circunstanțele celor întâmplate. Deci, persoana care suspect cazul dat este cercetată în stare de arest. Dacă va fi găsită vinovată, suspecta riscă până la 15 ani privațiune de libertate. De la începutul anului curent, pe teritoriul raionului Drochia au fost comise 6 omoruri cu autori stabiliți. Secția medico-legală din orașul Drochia a fost vandalizată și incendiată de persoane necunoscute. Detalii aflați de la Ina Munteanu. Sectorul de drum Pârlița-Dumbrăveni-Vădeni este aproape renovat. O parte din lucrările de reabilitare au fost finisate. O comisie specială a verificat dacă lucrările au fost efectuate conform cerințelor proiectului. 8 karatiști din orașul Cimișlia și-au măsurat puterile cu sportivi din Israel, Rusia, Kazahstan, Polonia, Belorusia și alte țări. Ei au participat la competiția internațională de karate desfășurată recent în Odessa. În după amiaza zilei de 8 octombrie, la ieșirea din orașul Ungheni, s-a produs un accident rutier cu implicarea a două autoturisme. În urma coleziunii, unul dintre șoferi s-a ales cu mai multe leziuni corporale. Polițiștii investighează cazul.